Mulțumim Lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos, sabatul nostru și pentru odihna de sabat pe care o avem în el. Pentru că această odihnă de sabat și sabatul pentru noi este atât de importantă. În această seară ne vom uita cu mai multă atenție la adevăratul sabat. Și când spun adevăratul sabat, nu vreau să fac o comparație cu falsul sabat, ci vreau să fac o comparație cu sabatul ca umbră. Este un sabat ca umbră care a fost prezentat în Vechiul Legământ, înainte de Domnul Isus Hristos, și în Noul Legământ vedem împlinirea acestui sabat. Da? Atunci când spun despre adevărat, nu îl pun în contrast cu fals, ci spun adevărat pentru că el este împlinirea sabatului care a fost prezentat în Vechiul Testament ca o umbră. Aș vrea să fac o recapitulare la acest capitol 4, prima parte la care ne-am uitat dimineață. Tema pasajului este, bineînțeles, intrarea în odihna lui Dumnezeu. Despre asta am vorbit, intrarea în odihna lui Dumnezeu. În versetul 1 am văzut promisiunea acestei odihne. Ea este, promisiunea asta este făcută de la început de Dumnezeu. Am văzut pericolul de a fi indiferent față de această promisiune. Apoi am văzut că această promisiune este proclamată, versetul 2 a fost proclamat în trecut, este proclamată și în prezent. Uh, am văzut cum generația mozaică a pierdut această odihnă prin necredință. Apoi am văzut cum generația mesianică a primit această promisiune prin credință, da, face comparație, lor le s au adus vestea, au respins-o prin necredință, pe că noi am crezut intrăm în odihnă. Apoi am văzut că această odihnă a fost pregătită de Dumnezeu de la întemeierea lumii, versetul 3, partea a doua, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. De asemenea, în versetul 4 și 5 am observat prefigurarea acestei odihne, plănuirea acestei odihne, pregătirea acestei odihne chiar de la creație. Când Dumnezeu a instituit ziua șaptea, Dumnezeu a vrut să vorbească despre mântuire, despre o dignă mântuire, nu despre altceva, da? Ea este prefigurată prin sabatul stabilit de Dumnezeu. Apoi am văzut prelungirea acestei odihne de la generația aceea care a ratat-o la generația monarhică în vremea lui David când el scrie psalmul și apoi la generația mesianică din care și noi facem parte până la venirea Domnului. Apoi în versetul nou am văzut poporul lui Dumnezeu care este poporul odihnei, Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Cine este poporul lui Dumnezeu? Cei care intră în odihnă sau cei care sunt mântuiți. Doar ei țin sabatul. Sabatul este ținut doar de cei care sunt mântuiți. Pentru că asta înseamnă sabatul, să fii mântuit, da? Versetul 10 ne arată privilegiul pe care ne-l aduce această odihnă. Ne odihnim și noi de lucrările noastre cum Dumnezeu s-a odihnit de ale Lui. versetul 11 este o provocare de a intra în odihna aceasta. Iar în versetul 12 și 13 ne arată puterea cuvântului lui Dumnezeu care ne cheamă să intrăm în odihnă aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu care ne deconspiră, ne judecă, ne dă pe față gândurile inimii, ne judecă simțirile și așa mai departe. Acum când vorbim despre sabat și acesta este subiectul din această seară, despre adevăratul sabat, aș vrea să petrecem foarte puțin timp în introducere, vorbim puțin despre hermeneutică, despre modul în care trebuie să interpretăm pasajul acesta al Sfintei Scripturii, dar și toate celelalte pasaje ale Sfintei Scripturii. O regulă hermeneutică elementară care este foarte descălcată nu doar în privința uh, acestui subiect al salbatului, ci în general, este faptul că oamenii se duc la pasaje descriptive sau narrative pentru a face o doctrină. Ceea ce este pe dos. Dacă vrei să faci o doctrină despre un anumit subiect, ar trebui să te duci la pasajele doctrinare care au fost scrise pentru a lămuri subiectul respectiv. Da? Așadar, o primă regulă hermeneutică pe care o adoptăm în discuția despre sabat este să ne ducem la pasajul doctrinar care vorbește despre sabat. De exemplu, cineva ar putea să spună, Domnul Iisus a ținut sabatul. Ăla este un pasaj descriptiv care arată că Domnul a ținut sabatul. De exemplu, alții zic că apostolii au ținut nu știu când sabatul. Ăla tot este un pasaj descriptiv. Avem un pasaj mare în Noul Testament, doctrinar, care explică ce este sabatul și ăla este Evrei 4. Vreau să vă spun că din toți adventiștii cu care eu am discutat despre sabat, niciunul dintre ei până astăzi nu mi-a adus în discuție Evrei capitolul 4. Niciunul. Fără niciun fel de excepție. Poate sunt unii. Și sunt sigur că ad sunt adventiști sau sabatarieni, sunt baptiști sabatarieni, care discută despre Evrei 4. Dar în general ei nu se duc la pasajul doctrinar. Ei se duc la pasaje descriptive, la narațiuni. Uite cum poporul Israel a ținut sabatul, cum Dumnezeu a pedepsit pe cineva care a călcat sabatul. Ei nu se duc la doctrina la locul doctrinar din Noul Testament în care se face sabatul. Așadar, ne duce la pasajele doctrinare, nu la pasajele descriptive care ne relatează un eveniment sau o istorie și așa mai departe. În al doilea rând, a doua regulă hermeneutică este că ne vom duce la pasajele doctrinare scrise cu intenția de a trata subiectul respectiv. Sunt pasaje doctrinare care tangențial ating un anumit subiect sau altul. Dar subiectul principal nu este acela ca să înțelegi o doctrină bine, trebuie să te duci la un pasaj care a fost scris cu scopul, cu intenția de a lămuri subiectul respectiv. Iar pasajul acesta, Evrei, capitolul 4, pentru asta a fost scris, să-ți vorbească despre o de sabat. V-am arătat dimineața și de fapt nu v-am arătat, eu v-am arătat autorul cărții evrei de foarte multe ori, aproape în fiecare verset, o câteodată de două sau de trei ori, vorbește despre subiectul odignei, odigna de sabat. Ăsta este subiectul pasajului. Aici ne ducem ca să înțelegem ce a vrut Domnul Dumnezeu să ne spună prin sabat, prin odigna de sabat. Da? Deci ne ducem la pasajele care au fost scrise cu intenția, cu scopul specific de a trata un anumit subiect, nu care ating tangențial subiectul respectiv, în cazul nostru, sabatul. În al treilea rând, și aici este un lucru foarte important, este de fapt vital pentru a înțelege corect ce este sabatul, ne vom duce la pasajele doctrinare care au fost scrise bisericii noului legământ și nu Israelului de sub lege în vechiul legământ. Dacă nu înțelegi lucrul ăsta și dacă nu faci lucrul ăsta, te rătăcești și avem un năuc de cap și spui o droaie de prostii. Deci avem la o grămadă de erezii. Dacă nu înțelegi sau dacă nu poți să faci distinția între felul în care Dumnezeu a lucrat cu biserica, ce doctrina a dat Dumnezeu bisericii, ce rânduiele a dat Dumnezeu bisericii, ce autoritate a stabilit Dumnezeu în biserică și felul în care Dumnezeu a lucrat în poporul Israel. Cine vrea să fie astăzi Israel sub Constituția Israelului, cu rânduierile Israelului, vă repet, avunge la o grămadă de erori și de erezii chiar. Și asta vedem că se întâmplă astăzi. Acum aș vrea să facem un test cu această scurtă introducere, să facem un test și să punem Sabatul sau să privim Sabatul în Sfânta Scriptură pe lângă alte rânduieli din Sfânta Scriptură care sunt date bisericii. Și vom lua botezul, cina Domnului și conducerea bisericii. Și aș vrea să vă arăt că toate acestea sunt tratate într-un anumit mod și că Sabatul nu îndeplinește niciuna dintre niciuna dintre condițiile astea sau nu are tipul acesta de abordare nicăieri în Noul Testament. Ne vom uita la rânduielile acestea trei, la botez, la cina Domnului și la uh, cârmuirea bisericii sau la conducerea bisericii în Noul Testament. Mai sunt alte exemple pe care aș putea să vi le dau, dar timpul nu ne permite lucrul acesta. Și vom observa în fiecare caz că găsim o poruncă, găsim o practică, găsim o învățătură sau o pedagogie despre actul sau rânduiala respectivă și un păcat care se poate face împotriva rânduielii respective. Deci patru lucruri. Haideți să ne uităm la botez. Porunca. Clar, Domnul Iisus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamule. Spune clar, nu ai ce să ratezi. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Porunca aceasta este repetată de apostoli după aceea. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat și vedem lucrul acesta poruncit de mai multe ori. Haideți să vedem practica, da? Vedem porunca, practica. Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos a practicat lucrul acesta. El s-a botezat și el cu ucenicii lui a botezat pe alții. Da? Biserica primară a botezat, știți foarte bine, fapte 2 cu 41, cei ce au primit provăduirea lui au fost botezați. 3000 i-au botezat pe toți în ziua aia. Practica e foarte clară. Apostolii de asemenea. Oriunde s-au dus, au botezat. Vă dau un exemplu. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a și a fost botezat în dată. Deci tenicerul i-a botezat picioarele la apostol și el a botezat cu totul și a introdus în, în, creștinism și în biserică. Deci asta este practica pe care o vedem pretutindem în Biblie. Avem o poruncă, avem o practică, avem o pedagogie. Avem o sumedenie de pasaje care ne vorbesc despre botez. Văi număr doar 1, Romani, capitolul 6, care arată ce este simbolizat prin botez. Nu știți că toți, câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați prin moartea Lui, noi, deci, prin botezul moartea lui am fost îngropați împreună cu el. Așa, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Ăsta e apostolul neamurilor, Pavel. Și apostolul evreilor, Petru, are o învățătură despre botez. Icoana aceasta închipuitoare, da? E o icoană care închipuie ceva. Vă mântuiește acum pe voi, anume botezul care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos. Deci avem o poruncă, o practică, o pedagogie despre lucrul ăsta și un păcat. Un păcat. Uite, chiar pe vremea lui Ioan, când a început să fie practicat botezul de către Ioan, că el a fost primul, da? Ioan zicea, dar noroadele care veneau să fie botezate de el. Pui de năpârci! Cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Pentru că perverteau botezul prin faptul că nu veneau cu pocăință la botez. Deci se putea păcătui față de această rânduială. Pe vremea apostolului la fel. În Corint vedem că oamenii se despărțeau pe chestiunea asta a botezului. Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel a fost voi botezați? Zice Pavel, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi. Ați auzit azi un popă care se mulțumească că n-a botezat, mă refer evanghelic, că, n-a botezat. Mulțumesc lui Dumnezeu că am botezat foarte puțin. Nu prea mulțumește nimeni că n-a botezat, nu? Am mulțumit că au botezat. Asta a fost o paranteză, nu face parte din predică. Vedem că este un păcat, da? Atașat de rânduiala aceasta. Avem cele patru aspecte. Haideți să ne uităm la cina Domnului. Iar pe scurt. Porunca este dată și de Domnul Isus și de apostoli. Da, în Luca, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frântul l-a dat zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta. Poruncă clară de la Domnul Isus. Poruncă de la apostoli, 1 Corinteni 11. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Deci porunca e clară. Practica. Practica o venim iarăși și la Domnul Isus Hristos, și la biserica primară, ei stăruiau în învățătura apostolilor în legătura frățească în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fapte 20 cu 11. După ce s-au suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Da, avem o poruncă, avem o practică, avem și o pedagogie. Pavel explică cina Domnului. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Sunt mai multe pasaje. El explică exact ce se întâmplă la cina Domnului și arată că și poți păcătui față de rânduiala aceasta, de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Ai o poruncă, ai o practică, ai o pedagogie și un păcat. Haideți să luăm acum conducerea prin prezbiteri, care este conducerea biblică a bisericilor Domnului Iisus Hristos. Practica. Cum a fost în biserica primară? I-au zis. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostol și de prezbiteri și au istorit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Eu sunt sigur că apostolii erau suficienți pentru biserica din Ierusalim. Dar apostolii au stabilit înainte ca să moară fiecare dintre ei, au stabilit care trebuie să fie rânduiala în biserică pentru toate timpurile. Nu conducerea apostolică prin succesiune apostolică și alte uh, uh, aberații pe care le, le, uh, le proclamă oameni cu privire la apostolii, asta transmisă și așa mai departe, ci prin prezbiteri. Bisericile plantate la fel. Practica este arătată din nou. Au rânduit prezbitere în fiecare biserică. Și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care e crezuseră. Deci practica e clară. Porunca. Titul 1 cu 5. Te-am lăsat în creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Foarte clar. Îți spune că chiar le-a poruncit să facă lucrul ăsta în fiecare cetate. Nu un apostol de data aceasta, ci un delegat al apostolilor. Da? Apoi învățătura despre lucrul acesta, Pavel îi dă învățătura lui Timotei și spune prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales și ce se ostenesc cu probăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Unul Timotei, Tit, avem învățătură clară dată despre cum trebuie ales un prezbiter, ce caractere trebuie să aibă un prezbiter, competențele lui, cum trebuie să fie casa lui, conduita lui și așa mai departe. Învățătura este clară. Pericolul. Este și un pericol, un păcat care poate fi atașat de lucrul acesta rânduiala aceasta. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtași păcatelor altora pe tine însuși, păzește-te curat și spune lucrul acesta în contextul prezbiterilor, tot în 1 Timotei, capitolul 5. Da? Nu te grăbi la lucrul ăsta, nu te hazarda. Concluzii. Ne uităm la sabat. Nu avem nicio poruncă dată pentru ținerea sabatului. Nu avem niciun păcat în Noul Testament legat de încălcarea sabatului sau de o pediapsă. Da? Nu avem nicio practică a bisericii primare sau o poruncă dată în Biserica Primară pentru uh, ținerea lucrului acestuia. Și în afară de Evrei, capitolul 4, nu avem nicăieri o pedagogie, o învățătură dată despre ținerea Sabatului. Deci pentru rândurile biserice avem sumedenie de versete pentru tot ce Dumnezeu a vrut să se facă în Biserică. Pentru Sabat nu există niciuna. Cu excepția pasajului din Evrei, capitolul 4, care este un pasaj fantastic murește lămurește odată pentru totdeauna, cel puțin pentru noi, cel puțin pentru mine, chestiunea asta și rânduiala aceasta a sabatului. Acum este clar că dacă ne uităm în Noul Testament, Domnul Iisus a dat mereu porunci și ar fi interesant să faceți studiul ăsta, să vă uitați la toate poruncile pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat sau le-a preluat din legea lui Moise, din legea lui Dumnezeu. Să vedeți că Domnul ia aproape fiecare poruncă, a una pe care o omite peste tot, e sabatul. Apostolul de asemenea, citiți epistole. peste tot găsești porunci preluate din Vechiul Testament. Chiar și porunca de a nu lega gura boului când treură. Dar fără niciun fel de excepție, niciunul dintre ei nu se scapă și să spună, țineți și sabatul. Nu toți fără excepție omit porunca sabatului. Iar lucrul acesta nu este la întâmplare. Nu este la întâmplare. Și vom vedea că nu este la întâmplare. Sunt două argumente pe care când vreau să le rămuresc, două argumente care se aduc și se spune în felul tău: Domnul Isus a ținut Sabatul, ceea ce este adevărat? Și apostolii au ținut unii dintre ei Sabatul, ceea ce este din nou adevărat. Domnul Isus, de ce a ținut Domnul Isus Sabatul? Oare de ce să fi ținut Domnul Isus Sabatul? Pentru că era evreu, pentru că era în Israel, pentru că erau sinagogi, pentru că se mergea la Templu, pentru că era un vechiul legământ. De ce era oare să țină Sabatul? Domnul Isus a ținut Sabatul, vezi? Așa și. Domnul Iisus a respectat rânduiele Vechiului Testament, a fost tăiat în prejur, s-a dus pentru el o jerfă, el nu avea nevoie. Da, a respectat și rânduiala la botezului, el nu avea nevoie să fie botezat cum noi ne botezăm, da? Domnul Iisus a fost evreu, a fost în poporul Israel, a fost în vechi legământ. El a făcut tranziția la noul legământ, da? El a împlinit legea, a făcut lucrul acesta. De asemenea, se spune că apostolii au ținut sabatul. Ceea ce este adevărat. Apostolii au ținut sabatul pentru că întotdeauna se vede a fost prioritatea aceasta a apostolilor de a se ocupa întâi de poporul vechiului legământ, de Israel. Întâi căutau pe idei, pe evrei. Lor le ducea întâi Evanghelia. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Și dacă te duceai, de exemplu, în corintunitei unde ai fi dus prima dată? La sinagogă. Când îi găseai pe evrei la sinagogă? Wow! Nu-i găseai duminica? Nu! În sabat îi găseai. Dacă vroiai să-i câștigi pe evrei, trebuia să te duci în sabat, când îi găseai pe toți la oaltă. Nu să-i cauți pe rând. Mă, ce evrei o fi oare în Corin? Sau o fi în Nefes? Nu te duceai la sinagogă. Iar la sinagogă se întâlneau în sabat. Da, evreii aceștia, apostolii aceștia au ținut sabatul dintr-un motiv foarte simplu. Că evreii erau găsiți împreună în ziua sabatului. Dacă mie mi s-ar da loc sau fratele Mihai să predicăm uh, evreilor, nu a spune, noi numai duminică vă predicăm. Nu am comentat, niciunul dintre noi n-ar comenta, ne-am duce în sabat. Că dacă înțeleg mântuirea în Domnul Isus Hristos, o să avem ei și la Evrei, capitolul 4, fără doar și poate. Totuși, niște confuzii se nasc din faptul că limbajul nostru de multe ori dă apă la moară sabatarienilor, de orice culoare ar fi ei confesională. Limbajul nostru, felul în care noi vorbim despre faptul că nu mai ținem sabatul, și ținem altceva. De exemplu, unii creștini spun așa, fără niciun fel de opreliște, doamne, sabatul nu este important. Nu, sabatul este important. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea. Dumnezeu a sfințit ziua șaptea. Eu nu poți să folosești expresia. Doamne, pentru noi sabatul nu este important. Am avut noi două predici bune, nu mai știm ce argumente au dus acolo, dar pentru noi sabatul nu este important. Nu, noi nu spunem că sabatul nu este important. Bă, noi spunem că sabatul este foarte important. Dacă Dumnezeu a hotărât să odihnească în sabat, înseamnă că sabatul e important. Sau că ziua șaptea este importantă. Ziua odihnei, cum este numită, da? Alți credincioși, și poate și noi suntem dintre aceștia, spun că sabatul, și să atenți la exprimare, a fost schimbat în duminică. Vreau să vă spun deschis, sabatul nu a fost schimbat în ziua întâia săptămânii. Sabatul nu a fost înlocuit cu duminica. Deci sâmbăta nu s-a schimbat cu duminica. Sâmbăta a rămas sâmbătă, duminica a rămas duminică, iar Dumnezeu n-a zis ă, da, nu schimbăm sâmbăta cu duminica, dar schimbăm ceea ce faceți sâmbăta, schimbăm ca să faceți duminica. Nu vedeți asta în Biblie. Deci sabatul n-a fost schimbat cu duminica. Da? Vom vedea imediat că lucrul acesta uh, nu este uh, adevărat. În momentul în care spui că sabatul a fost schimbat în duminică, tu uh, dai uh, dai gaz pe foc la propaganda adventistă care îi spun, a, da, vezi, a schimbat sabatul în duminică, Constantin la anul 300 și ceva a schimbat sabatul în duminică. Nu, Constantin n-a schimbat sabatul în duminică. Constantin a oficializat ziua în care creștinii se întâlneau deja. Când? Dumneavoastră credeți că oamenii ăștia au suferit 300 de ani, aproape 300 de ani, și să vină un împărat și să spună singurul care a vrut să-l facă Constantin, au zis, un împărat păgând, gând, să zic că mă fiți atenți. Vă spun eu cum o să distrug creștinismul. O să schimb ziua în care ei se închină. Din sabat în duminică. Și o schimba ziua din sabat în duminică și toți creștinii din tot Imperiul Roman au executat ordinul împăratului. Asta crezi că s-a întâmplat? Nu era, era, un duh reacționar față de sistemul politic. Oamenii ăștia nu se plecau. Oamenii ăștia sufereau pentru ceea ce credeau ei. Oamenii ăștia sufereau pentru convingerile lor, pentru doctrinilor, pentru Evanghelia lor, pentru biserică. Oamenii ăștia nu se schimbau așa numai că le-au spus împăratul. Deci, logic, dacă e logic, dacă te uiți la istoria bisericii, nu are logică să crezi că oamenii ăștia s-au schimbat într-o tensiune atât de importantă doar pentru că au spus un împărat roman. Și că o văzut el nu știu ce cruci, nu știu pe unde. Asta sunt povești de muritoare. Ascultați-mă, sunt povești de muritoare. Oricine pune mâna pe niște cărți de patristică, eu un sunt pot să vă dau câteva citate, dar nu este acum timpul, le-am publicat deja pe internet. Oricine pune mâna pe niște cărți de patristică înainte de anul 300, poate vedea că de la început, părinții, cum să numit, părinții bisericii, au vorbit împotriva ținerii sabatului Ca o rânduia lui iudaică care a încetat Și au vorbit despre ținerea zilei din tâia săptămână Înainte, mult înainte de anul 300 Deci chestiunea asta cu s-a schimbat ziua de sabat în ziua de duminică Chiar exprimarea, repet, este propaganda adventistă Și este o terfelire a istoriei Deci este o maltratare, o deformare a istoriei Nu este adevărat Biserica Domnului Isus a ținut ziua întâia săptămânii. Biserica nu a schimbat sabatul în duminică. Sabatul s-a împlinit în Hristos, iar Dumnezeu a umplut de semnificație o altă zi care este pentru noi de închinare. Nu există schimbarea aceasta sau înlocuirea aceasta, da? Eu nu spun că împăratul Constantin nu a recunoscut ziua întâia săptămânii, nu mă înțelegeți greșit. O fi recunoscut-o, dar faptul că statul ne recunoaște pe noi ca biserică sau nu, nu știu cum să vă spun, mă cam lasă rece. Dacă vrea să recunoască bine, dacă nu vrea să ne recunoască, noi toți suntem adunarea Domnului Isus Hristos, indiferent ce recunoaște Dragnea sau cine mai fi politician prin țara asta. Deci nu modifică cu nimic realitatea că noi suntem adunarea Domnului Isus Hristos. Că unul să trezească, dacă mâine s-ar trezi Iohani să spună, eu cred că frații de la Zalău se întâlnesc duminica. Poți să crezi, nu da, chiar ne întâlneam duminica înainte să recunoști tu lucrul ăsta. Și vreau să dau un act, un decret Că frații de la Zalos să se întâlnească duminica. Dom'le, dacă îl dai sau nu îl dai, noi tot duminica ne întâlnim. Nu știu cum să spune, spunem, da? Dacă vrei tu să te simți grozav sau să te bagi în seamă sau să te faci acceptat înaintea noastră, poți să încerci chestiunea asta. Dar asta nu modifică cu nimic faptul că noi ne întâlnim când. În ziua întâia săptămânii. Deci noi ne întâlnim în ziua întâia săptămânii, n-am primit niciun decret de la Constantin de la anii 300 și noi e? dacă a spus Constantin să ne întâlnim în ziua întâia săptămânii și biserica catolică a respectat lucrul ăsta, noi care avem un respect deosebit pentru Sfânta Biserică Catolică Universală, cum să nu ținem noi ziua întâia săptămânii? Nici vorba de așa ceva. Noi ținem din cu totul alte rațiuni, da? Asta puțin împotriva propagandei adventiste, sabatarienilor care încearcă să ducă lucrurile acolo unde le place lor, da? De asemenea, unii creștini spun și cred că ziua sabatului a fost anulată. Ziua sabatului nu s-a anulat, într-un sens. Ziua sabatului s-a împlinit. Da? Ziua sabatului a fost o umbră a mântuirii noastre în Domnul Isus Hristos. Odată cu venirea mântuirii acestea și împlinirea acestei mântuiri în Domnul Isus Hristos, ziua sabatului și-a împlinit menirea. Da? Te-a dus unde trebuia să ajungi. Da? Asta s-a întâmplat. Bun. Singurul pasaj așadar pe care îl avem înaintea noastră pentru a explica sabatul, singurul pasaj doctrinar din Noul Testament pentru Biserică este Evrei, capitolul 4. Și pasajul ăsta eu cred că este deosebit de important pentru noi, nu doar că e singurul pasaj doctrinar și nu doar pentru că se ocupă specific de subiectul acesta, ci pentru că pasajul acesta, în primul rând, ne oferă o explicație primei zile. Primei zile pe care Dumnezeu a instituit-o a binecuvântat-o, a sfințit-o ziua a șaptea. Deci el ne explică exact ce a fost la început. Vă aduceți aminte când vin farisei să le spitească pe Domnul Iisus Hristos cu privire la căsătorie și la divorț și la căsătorie toată discuția de acolo, Domnul Iisus Hristos le spune un lucru. De la început? Deci el îi duce la decretul lui Dumnezeu, la ce a stabilit Dumnezeu. Da? Noi putem să uităm în istoria unor popoare păgâne care nu știu cum au ținut sabatul sau în istoria poporului Israel care a ținut sabatul. Cel mai bine este să te duci la prima zi să vezi ce s-a întâmplat acolo. Și asta face apostolul aici. Ne duce exact la ziua instituirii. De acolo înțelegi ce a intenționat Dumnezeu prin ziua sabatului. De asta este important pasajul ăsta. Pentru că avem o interpretare apostolică inspirată de Duhul Sfânt cu privire la ce s-a întâmplat în Geneza. Da? Cu privire la prima zi de odihnă. La prima zi a șaptea care a fost sfințită de Dumnezeu. De asemenea este important în al doilea rând pentru că pasajul acesta ne oferă și o interpretare au odihnele care au fost chemați poporul Israel. Poporul Israel a făcut o obsesie din sabat. La fel cum adventiștii astăzi fac o obsesie din sabat. Deci unii dintre ei, fără niciun fel de problemă, îți spun pe față, dacă ai ajuns astăzi la convingerea că trebuie să-ți... Nu, dacă eu astăzi am spus ție că trebuie să ții sabatul, iar tu te împotrivești ținerii sabatului, tu nu te duci în iad, că ei nu cred în iad, tu pierzi mântuirea, nu pentru că nu ții sabatul, ci pentru că nu ții poruncile lui Dumnezeu și arăți neascultare și împotrivire față de una din poruncile lui Dumnezeu. Și cum se cheamă unul care se împotrivește poruncile lui Dumnezeu? Păi unul se cheamă un rebel, un împotrivitor care nu iubește pe Dumnezeu, nu dacă nu iubește cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și pasajul acesta este important că ne arată și felul în care evrei ar fi trebuit să înțeleagă odihna. Nu cum au înțeles cum trebuiau să o înțeleagă. Da? Deci apostolul sau cine e autorul cărții evrei, adică Duhul Sfânt în ultima instanță, ne arată exact cum evrei ar fi trebuit să înțeleagă. Da? Nu doar cum ar fi trebuit să înțeleagă prima zi de odihnă în care s-a odihnit Dumnezeu, ci și cum evrei Israelul trebuiau să înțeleagă această odihnă și de asemenea ne arată felul în care noi astăzi trebuie să privim această doctrină a sabatului, a odinei. Bun, ne vom uita la șapte argumente principale din pasajul acesta, începând cu versetul, versetele 3 și 4. Ia au zis ce spune. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă. Puneți sinonim între odihnă și mântuire în Hristos, da? Ca să fie ușor de înțeles. Fiindcă am crezut, suntem mântuiți sau intrăm în odihnă. E simplu, nu? Asta e mântuirea. Crezi, ești mântuit. Crezi, intri în odihnă mântuirii. Iar despre odihna aceasta, despre mântuirea aceasta, spune Scriptura că s-a vorbit despre ea, spune despre care a vorbit când a zis. Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Ce spune Apostolul? Noi am intrat în odihna în care n-au intrat evrei. Evrei n-au intrat fiindcă n-au crezut noi am intrat fiindcă am crezut. Foarte simplu, arăta foarte simplu. Deci și evrei și noi am avut în față sau avem în față același tip de odihnă, da? Același tip de odihnă. Mai mult spune urmă, în continuare, măcar că lucrările lui fusese reisprăvite încă de la întemeierea lumii, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Aveți trei afirmații pe care vreau să le puneți acum împreună. Dumnezeu s-a odihnit, poporii Israel a fost chemat să odihnească și noi, biserica, suntem în odihnă, da? Și el spune, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea, poporul a fost chemat să se odihnească, noi am intrat în odihnă asta. În toate trei cazuri se vorbește despre aceeași odihnă. Despre aceeași odihnă, da? Și argumentul este simplu. Odihna mântuirii pe care noi am primit-o este odihna sabatului. Odihna despre care a vorbit Dumnezeu în ziua șaptea. Pentru că un verset după altul vorbesc despre aceeași odihnă. Odihna propusă lui Israel, odihna de la creație, odihna pe care noi am primit-o, este aceeași odihnă. Este aceeași odihnă. Ăsta e argumentul. Odihna pe care noi am primit-o, creștinii, este odihna din ziua șaptea. Versetul 4. Căci într-un loc a vorbit astfel și în ardins menționează, a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odinit în ziua șapte, două doua oară, spune, de toate lucrările lui. În odina din ziua șapte ne-a chemat Dumnezeu pe noi și în odina din ziua șapte am intrat noi. Da? Noi, dacă suntem mântuiți, am intrat în odina din ziua șaptea. Pentru că în ziua șaptea Dumnezeu a fost satisfăcut și s-a bucurat de lucrarea pe care El a săvârșit-o. Ăsta este primul argument. O mântuirii primită de creștini este o sabatului. Noi ținem sabatul pentru că suntem mântuiți. Pentru că am intrat în odihnea pe care Dumnezeu a pregătit-o la creație. Dacă n-ai intrat în odigna, să foarte clar, dacă n-ai intrat în odihnea pe care Dumnezeu a pregătit-o încă de la creație, poți să ții sabatul cât vrei tu. Poți să ții sabatul exact ca evrei, care au ținut sabatul foarte meticulos și detaliat, dar nu au fost mântuiți și au ratat înțelesul zilei sabatului, care a fost odihnirea în lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Al doilea argument din versetul 4 este că odihna lui Dumnezeu din zi ziua sabatului se referă la o odihnă duhovnicească. Deci o dignă a lui Dumnezeu din ziua sabatului este o dignă duhovnicească. Ia zice ce spune. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Cum a spus și dimineața, este clar că nu este vorba despre o dignă fizică. Pentru că Dumnezeu nu are trup și nu obosește fizic este clar că Dumnezeu s-a odihnit și în sensul că a încetat lucrarea creației, dar mai mult decât atât este un refren repetat în cartea Gezineza că Dumnezeu s-a uitat la toate lucrurile și a văzut că sunt foarte bune. Și cumva în ziua șaptea Dumnezeu a sfințit ziua în care a încetat toată lucrarea creației și Dumnezeu s-a bucurat, a privit cu satisfacție la ce a creat. Da? S-a bucurat, a privit cu satisfacție, a fost împlinit de lucrarea mâinilor lui. Pentru cine a făcut Dumnezeu toată lucrarea creației? În ultimă instanță a făcut pentru slava lui, dar pentru cine a pregătit Dumnezeu toate lucrurile? Substăpânirea cui a pus toate lucrurile? Substăpânirea omului. Dumnezeu s-a bucurat că l-a creat pe om, că a făcut omului univers care să fie sub lui, da o creație care să fie sub lui și Dumnezeu s-a bucurat de odihna în care l-a pus pe om. A fost satisfăcut, a fost împlinit. Iar omul nu a fost chemat decât să se bucure și el să jubileze și el în această odihnă pe care Dumnezeu i-a dat-o în urma creației pe care a făcut-o pentru el și care i-a dat-o lui în administrare. Nu înseamnă că Dumnezeu s-a odihnit în ziua sabatului și a fost satisfăcut, că el înainte n-a fost satisfăcut și bucuros. Și că a fost frustrat. Da? Și trebuie să fac o creație și o dau omului stăpânire ca să, hu, să zic, da, în sfârșit sunt și eu împlinit și sunt și eu satisfăcut și depresia mea din veșnicia trecută în sfârșit a luat final când văd ce a ieșit din mâinile mele. Nu, ci Dumnezeu s-a odihnit și a fost satisfăcut și bucuros și a fost împlinit de actul creației în sine. El a fost și înainte împlinit, a fost și înainte bucuros, a fost și înainte satisfăcut. Dar Scriptura se referă la odihna din ziua șabatului, da? cu privire la ceea ce Dumnezeu a făcut în creație. Da? Ceea ce Dumnezeu a făcut în creație. Adică ăsta este un mod în care Dumnezeu vorbește omului. El este împlinit din veșnicie în veșnicie. Dar în ce privește actul creației, îi se adresează omului și arată împlinirea lui prin această zi pe care Dumnezeu a pus-o uh, parte. Și eu zic, acum când Apostolul sau autorul, în versetul 4, vorbește despre prima zi de sabat, era cel mai potrivit moment ca să ne lămurească odată pentru totdeauna Duhul Sfânt și să ne spună fiecare dintre noi: Băi, voi n-ați înțeles nici măcar după 2000 de ani că, deodată ce Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea și voi trebuie să vă odihniți? Bă, voi n-ați înțeles lucrul ăsta? De voi de ce credeți că Dumnezeu s-a odihnit în ziua așa? Ca și voi să vă odiniți. Fizic, mă! Să încetați lucru fizic. Era cel mai potrivit moment când el vine. să să vă explic cum e cu ziua șaptea. Și tot ce ne spune el despre ziua șaptea e că Dumnezeu s-a odihnit. Și nu spune după aceea. Voi trebuie să înțelegeți din lucrul ăsta. Este o implicație, o deducție importantă. Că și voi trebuie să vă odihniți în ziua așa. Cum are unii dintre voi încă să mai țin de obiceiuri păgânești de la Constantin cel Mare și țin ziua întâi a săptămânii. Mai să vedeți că o să vină niște rătăcitori care o să vrea să schimbe ziua și să vă dea semnul fiare, adică duminica, cum zic adventiștii. A, ăsta e anticristul, să ții duminica. Aveți grijă! El nu. El deschide subiectul despre ziua în care Dumnezeu s-a odihnit și nu spune nimic decât că Dumnezeu s-a odihnit. Dar acum era momentul potrivit. Este singurul apostol care rămurește odina lui Dumnezeu și în loc să dea dreptate sabatarienilor, nu face lucrul acesta. Ne spune un simplu lucru, nu că Adam s-a odihnit, că Eva s-a odihnit, că după aceea toți oamenii s-au odihnit până la Moise, ci ne spune că Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea. Și s-a odihnit el pentru că el a făcut lucrarea. Și s-a bucurat de lucrarea pe care a făcut-o și a fost împlinit de lucrarea pe care a făcut-o. Dar este clar că odihna aceasta lui Dumnezeu în care noi suntem chemați, odihna aceasta lui Dumnezeu este o dină duhovnicească, pentru că tot contextul vorbește despre asta. Autorul argumentează, măi, Evreii. Evreii au fost chemați în o dignă a mântuirii pentru că și Dumnezeu s-a odihnit în ziua sabatului. Ce, ce logică ar avea pentru dumneavoastră să vă spun următorul lucru? Dacă ziua sabatului se referă doar la simplă o zi din săptămână, da? Sâmbăta. Ce logică ar, ar, fi să vă spun uh, unii dintre voi sau unii dintre voi, da, unii dintre oameni nu au fost mântuiți pentru că, uitați, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea treabă una cu alta. Are treabă una cu alta doar dacă înțelegi că sau traduci sau prezinți lucrurile într-un mod diferit. Ziua șaptea, ziua în care Dumnezeu s-a odihnit, este o, o zi în care Dumnezeu a pregătit odihna duhovnicească. De atunci și până astăzi e pregătită odihna asta duhovnicească. Nu vrei să intri și tu în ea și să fii mântuit. Asta are logică interpretarea asta. Dar dacă ziua 7 se referă la o simplă zi din săptămână, să fie sâmbătă și sigur nu duminică, nu are logică argumentul. N-are rost să aduci ziua de sabat în discuție despre mântuire. Decât dacă ziua de sabat este despre mântuire. Și autorul tocmai asta face. Aduce ziua sabatului într-o discuție despre mântuire, pentru că ziua sabatului despre asta a fost intenționată de la bun început. Asta a însemnat de la bun început. O zi mântuirii. Nu a fost ținerea zilei de sâmbătă, da? Zilei uh, a șaptea. Bun, al treilea argument, versetul 4 și 5. Odina care a fost refuzată de Dumnezeu, generației lui Moise, este sabatul duovnicesc de la creație. Uitați ce face autorul. Autorul în versetul 4 și 5, cum am observat deja dimineață, prezintă două citate. Unul din Geneza, că Dumnezeu s-a odihnit, și unul care vorbește despre evrei, că ei nu au intrat în odină. Da? Ia uite ce spune. Într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările Lui și aici este iarăși, este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Înțelegeți ce spune. Zice Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea și evreii n-au intrat în odihnă. Eu vă întreb, evreii țineau sabatul? Țineau sabatul. Eu aș, eu aș contrazice pe autor dacă ziua sabatului nu se referă la mântuire, l-aș contrazice pe autor și a spune, bă, eu pot să spun că au intrat în odihnă că evreii chiar și în pustie țineau sabatul. Dar el spune că nu s-au odihnit. Deși evreii țineau sabatul în pustie. El spune nu s-au odihnit, Nu au intrat în odihna lui Dumnezeu. Pentru că odihna de ziua șaptea nu este vorba despre ziua în sine, sâmbătă, ci este vorba despre odihna pe care Dumnezeu a, a simbolizat-o prin ziua aceasta. De asta autorul poate jongla, se poate juca cu argumentele acestea. Într-un loc, așa în a vorbit Dumnezeu despre ziua aceasta. Dumnezeu s-a odihnit și evreii n-au intrat în odihna lui. În care odihnă? În odihna de sabat. În odihna din ziua șaptea. Pentru că despre asta este ziua șaptea, despre odihnă. Despre odihnă. Deci odihna refuzată generației lui Moise este, eu așa-l numesc, sabatul duhovnicesc de la creație. Sabatul duovnicesc. i au ținut ziua de sâmbătă, dar n-au avut sabatul duhovnicesc niciodată. Nu au avut sabatul duhovnicesc niciodată. Au ținut ziua sâmbătă. Aduceți-vă foarte bine aminte când un om a strâns lemne în ziua de sabat, l-au adus la moi, s-au întrebat pe Dumnezeu și l-au omorât. Toată tabăra l-au omorât cu pietre. Și a fost un lucru foarte clar pentru ei că ei trebuiau să respecte regulile cu privire la ziua de sâmbătă. Dar Dumnezeu a vrut mult mai mult pentru ei. Dumnezeu de la început, a oferit omului această odihnă spirituală. Da? Deci scopul lui Dumnezeu nu a fost aspectul temporar al zilei sabatului, ci aspectul spiritual al zilei sabatului. Aspectul spiritual al zilei sabatului. Asta este ceea ce transcende. La un moment dat aspectul spiritual cu cel temporar s-au suprapus. Trebuiau să țină și ziua sabatului și să intre în odihna sabatului, da? odihna duhovnicească. Deci și cea fizică și duhovnicească și cea temporară, ziua de sâmbătă, trebuia pusă deoparte pentru Dumnezeu, dar Dumnezeu a vrut să le spună mai mult, trebuie să vă bucurați de odihna pe care eu am pregătit-o de la începutul lumii. Da? Ele au coincis la un moment dat. Dar esența zilei sabatului, chiar și pentru evrei, a fost odihna duhovnicească. Sabatarienii, că sunt adventiști sau baptiști sau ce -o mai fie pentecostal, că tot felul de, de denominații țin sabatul, sunt părțiți, aduc de obicei în discuție uh, textele din vechiul legământ care au fost prescrise foarte clar evreilor pe care nu le găsim până la Moise deloc, nu le găsim decât în Constituția poporului Israel, la lege și zic, uite ce spune Biblia, să ținem sabatul cum le-a spus lui Israel, cum a spus lui Israel și ratează să vadă că oamenii aceștia au, au ținut sabatul iar Dumnezeu spune despre ei deși a ținut sabatul, ziua de odihnă voi nu ați avut Odihnă. Dumnezeu i-a condamnat să nu intre în odihnă. S-a jurat Dumnezeu. Nu veți intra în odihna mea. Și-au ținut sabatul. Și eu tare mă tem, subiectul este important, tare mă tem că și astăzi oamenii aceștia fac același lucru. Vor să țină sabatul temporar, în, cu, cu, cu tot din adinsul. Și cei mai mulți dintre ei ratează și, și ce doctrină. Doctrina mântuirii au odinei spirituale. E foarte interesant. Aceeași obsesie evreiască de a ține ziua de sâmbătă o vedem și astăzi. Și la fel cum evreii au terfelit și au distorsionat doctrina mântuirii și au făcut din ea un legalism, un păgânism la propriu. Faci lucrurile astea ca Dumnezeu să te mântuiască? La fel faci și sabatarii în ea astăzi. Dacă nu ții legile acestea, sigur din Biblie, nu ești mântuit. Mântuirea nu este doar prin Hristos. Este prin Hristos plus ținerea acestor multor legi, dintre care cele mai importante e să nu mănânci carne de poc și să ții sabatul. Este același rateu al doctrinei mântuirii. Și mă întreb cum Duhul Sfânt a reînnoit ținerea sabatului printr-o mișcare care n-a înțeles prima doctrină fundamentală din creștinism, adică doctrina mântuirii. Mă întreb cum de Dumnezeu exact lor le-a le descoperit că trebuie să țină sabatul, dar ei n-au înțeles că trebuie să țină întâi pe Domnul Isus Hristos în care avem mântuirea. N-au înțeles mântuirea în primul rând. Și același lucru s-a întâmplat cu poporul lui Israel. Asta ne arată Scriptura în locul acesta. În al patrulea rând, vedem la versetul 6 la versetul, și versetul 7, că ziua sabatului, din nou, i-a lucrul acesta, se împlinește în odihna mântuirii. Se împlinește în odihna mântuirii. Și fiți atenți la ce cuvinte folosesc. N-am spus că ziua sabatului se schimbă cu ziua mântuirii, n-am zis că ziua sabatului este înlocuită de ziua mântuirii, N am spus că ziua sabatului se împlinește, aduce la climax, se împlinește în odigna mântuirii noastre, în ziua mântuirii, versetul 6. Deci, fiindcă rămâne, am zis, fiindcă rămâne ca să intre unii în odigna aceasta, vedeți că odigna asta e valabilă, zice că rămâne odihna aceasta, da? fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, da? și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi, astăzi zicând în David, după atâta vreme, cum s-a mai spus, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împetriți inimile. Despre ce odihnă vorbește în versetul 6 și versetul 7? Vorbește despre dignă aceasta Odihna din ziua sabatului al lui Dumnezeu, că despre asta a vorbit în versetul anterior, și vorbește despre o în care Israel n-a intrat. Deci el a intrat până la urmă în Canaan, dar tot neodignit a fost, da? Deci este aceeași odihnă. Și spune că noi intrăm în odihna asta. Observați însă în versetul 7 cuvintele pe care le folosește. Zice, el hotărăște. Dumnezeu instituie o zi. Deci Dumnezeu din versetele anterior care a instituit ziua sabatului, versetul 4, este același Dumnezeu care în versetul 7 instituie o altă zi. Nu Constantin, nu Biserica Primară, nu Apostolii, ci însuși Dumnezeu instituie o zi. El a instituit ziua sabatului și El instituie această zi. Este o comparație. Este o comparație. Apostolul nu ar fi făcut un joc de cuvinte ca să ne ducă pe noi în eroare și să ne facă să renunțăm la ziua de sâmbătă. Decât dacă el la propriu asta face, compară ziua mântuirii cu ziua sabatului, da? Textul nu spune că Dumnezeu instituie o zi în plus, ține și sâmbăta și ziua mântuirii sau zi, uh, odina mântuirii. Nu zice că ținem o zi în plus, nu zice că ținem o zi în locul altei zile, ci zice că Dumnezeu instituie o altă zi. Dumnezeu instituie o altă zi. Da? Uh, și instituie Dumnezeu o altă zi, pentru că vremea Israelului trecuse și Sabatul nu mai era în vigoare. Da? Și uitați ce spune. Dumnezeu instituie, uh, în versetul 7, el hotărăște. auziți ce expresia? El hotărăște din nou. O zi. Hotărăște din nou o zi, arătând că, după cum s-a hotărât deja o dată ziua Sabatului, la fel acum se hotărăște o altă zi, o nouă zi. Care este la fel de semnificativă ca ziua Sabatului, este la fel de importantă. Adventici vor spune, da, și noi credem că este această zi a mântuirii, că este o dinam a dar Sabatul rămâne în vigoare. Nu? Textul spune că Dumnezeu hotărăște din nou. Ce a făcut Dumnezeu la Sabat face acum din nou, cu o altă zi. Da? Cu o altă zi. Deci Dumnezeu este cel care instituie lucrul acesta, ziua aceasta. Această zi este de, prim, de tipul primei zile. Da? de tipul primei zile o odihnă a mântuirii și are aceeași însemnătate și rolul primei zile de a o arăta și de a oferi odihna mântuirii sau uh, uh, odihna lui Dumnezeu. Ceea ce este cu adevărat special în pasajul acesta este că autorul în Noul Testament argumentează despre această nouă zi de odihnă cu un citat din sal. El nu vine cu o inovație în asta hermeneutică și să spună, stați, vă, vă spun eu de ce... Vă spun eu, prin revelații directă dumnezească că e altă zi și gata, am încheiat discuția. Ziua sabatului s-a împlinit în ziua mântuirii, în odihna mântuirii și gata. Nu, el citează din David. Vă întreb pe dumneavoastră, în vremea lui David. Că zice, zicând în David după atâta vreme, cum s-a mai spus, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împetriți inimile, asta e o chemare la mântuire. Vă întreb pe în vremea lui David, se ținea sabatul? Păi la ce odihnă îi cheamă David, dacă ăștia țineau deja sabatul? Deci David a înțeles care este semnificația ultimă a sabatului. David a înțeles că de fapt este vorba despre o mântuirii. David a înțeles că ziua sabatului este de fapt o prefigurare a odihnei mântuirii. A odihnei mântuirii. Așadar, aplicație practică pentru toți care sunteți aici și care suntem aici. Ziua hotărâtă de Dumnezeu, ziua sfântă, ziua de sabat, ziua mântuirii este Astăzi. Este astăzi. Este astăzi. Nu mai este vorba despre o zi fixă în săptămână, ci despre o zi spirituală, duhovnicească. Este vorba despre mântuire. Ăsta este sabatul. Mântuirea. Odihna noastră în Hristos. Interesul lui Dumnezeu nu este pentru o zi din săptămână. Interesul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, Evanghelia ne cheamă să intrăm în sabat, în odihna lui Dumnezeu, azi. Că okay, e luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Să intri în odihna mântuirii. Și odată ce ai intrat în odihna asta mântuirii, sabatul tău va fi continuu. Că nu ești mântuit inima sâmbătă sau duminică. Asta a prefigurat Dumnezeu prin ziua sabatului. Sabat egal odihnă. Și Dumnezeu spune, în lucrurile. Ei au ținut sabatul, n-au fost odiniți. Astăzi este o altă zi, o nouă zi stabilită de Dumnezeu, instituită de Dumnezeu, ziua mântuirii. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împetriți inimile. Suntem chemați la mântuire. Da? Argumentul 5, versetul 8, iau zice frumos, zice, că dacă le ar fi dat Iosua o digna, Iosua i-a dus în Canaan. Au ținut legea lui Moise, au renoit legământul cu Dumnezeu, au recitit legile, inclusiv legea sabatului. Dacă le-ar fi dat Iosua o digna pentru un evreu, la un evreu li se cirea urechile. Adică? Cum adică? Dacă le-ar fi dat Iosua o Păi Iosua lui a dat o digna. N-au fost o deloc. loc. Nici duhovnicește și nici fizic. Dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea, după intrarea în Canaan, după ținerea sabatului, după -o luarea odihnei din Canaan, n-ar mai vorbi după aceea de o altă zi. Cine vorbește după aceea despre o altă zi? Nu Constantin cel Mare. Zice, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Dacă îi spui un adventist, domnule, voi ține sabatul? Noi ținem altă zi. A, a, Constantin, Constantin! Nu, Evrei, capitolul 4, cu versetul 8, nu spune Constantin. Spune, Dumnezeu a vorbit după aceea de o altă zi. Altă zi în comparație cu ce? Sau pe lângă ce? Despre ce altă zi? Despre ce zi s-a vorbit înainte? Despre ziua sabatului. Și acum se vorbește de o altă zi. Da? Mai înainte a spus. Dumnezeu instituie, hotărăște și cuvântul de acolo este folosit deseori în faptele apostolilor, capitolul 2, 4, este folosit cu privire la planul etern al lui Dumnezeu. Dumnezeu plănuiește, instituie prin decret Dumnezeu divin o altă zi. La fel cum a instituit ziua sabatului. Și acum spune că asta este o altă zi. Dumnezeu a vorbit despre o altă zi. De asta ținem noi sabatul, adică pe Hristos, în care avem o dignă mântuirii. O dihna mântuirii. Al șaselea argument, versetul 9, ne arată valabilitatea sabatului în dimensiunea lui duhovnicească. Zice, rămâne dar o odihnă, nu-mi place traducerea lui Cornescu, de asta prefer alte traduceri care sunt mult mai clare, nu care dau, uh, uh, îmi dau mie dreptate. Rămâne dar o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. În limba originală este un singur cuvânt, sabatismos. Care înseamnă odihnă de sabat. Rămâne dar o odihnă de, de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Deci textul ne arată ce anume rămâne astăzi din sabat. Ce rămâne azi din sabat? Textul nu spune rămâne, dar sabatul. Putea să spună și o lămurea? O lămurea acum pentru totdeauna. Băi, n-ați înțeles nimica. Vă spun acum ca să înțelegeți, în caz că ați rătăcit în interpretarea pasajului. Rămâne sabatul pentru poporul lui Dumnezeu. Restul s-a postat. Biserica, Biserica Postate, ale anticristului. Cum vorbesc adventiștii despre noi. Da, ei zic că ăsta e semnul fiarei, să, anticristul va institui duminica. Deci, fiți atenți ce interes are anticristul. Deci, eu nu știu, eu consider pe anticrist tare prost în versiunea adventistă. Prostă la rău. Deci anticrist va veni și ne va ștampila pe toți cu cifra 666 care în, înseamnă că în ziua de duminică noi o să avem libertate totală să venim să ne închinăm lui Dumnezeu. Dacă ăsta nu-i prost, eu nu știu ce e. Deci anticristul ne va ștampila pe toți cu numărul 666 care înseamnă ținerea zilei de duminică pe toți. Și el ne va spune, duminica duceți-vă să vă închinați lui Dumnezeu, să predicați Evanghelia, să chemați oamenii la mântuire. Asta ne va spune nou anticristul. Dacă asta, dumneavoastră, vi se pare asta logică, eu aud, aud mereu lucrul ăsta. Noi suntem bisericile apostate, care deja sunt cuprise de Duhul Anticrist, pe care s-a pus deja numărul 666, care ținem ziua de duminică și ne închinăm lui Dumnezeu și lăudăm pe Dumnezeu și predicăm Evanghelia și chemăm oameni la mântuire. Asta e numărul Anticrist. Da. Nu mai spun mai multe lucruri că după aceea o să trebuia să decupăm prea mult din predica asta. Revenim. Rămâne, dar, ce rămâne? O Odihnă. Nu zice rămâne sabatul, ci zice rămâne o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu astăzi se odihnește în odihna de sabat. Nu ține ziua de sâmbătă, sabatul evreiesc, ci ține odihna de sabat, care este sabatul duhovnicesc, odihna mântuirii în Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă... N-ai înțeles nimic din predica asta, trebuie să înțelegi un singur lucru. Sabat, astăzi înseamnă odihna mântuirii în Domnul Isus Hristos. Sabat, astăzi înseamnă nu aspectul temporar, ci înseamnă aspectul duhovnicesc. Satisfacția, bucuria pe care Dumnezeu a avut-o la creație în tot ceea ce a făcut și în care l-a chemat pe om și pe care omul a pierdut-o, este odihna pe care Dumnezeu a dat-o apoi poporului Israel, primei generații, cele de-a doua generație, da, generații mozaice, generații monarhice, generații mesianice. Tuturor generațiilor le-a spus foarte clar, la ce vă chem eu să țineți ma ziua sabatului? Ci la odihna mântuirii din ziua sabatului. La odihna duovnicească din ziua sabatului. Să fiți mântuiți prin credință. Dacă nu era vorba despre asta, spunea simplu, Țineți sabatul în continuare sâmbăta cum a ținut până acum. Nu vorbea despre evangelizare, despre a crede mesajul acela al evangelizării, da? Și despre a intra în odină. Unor oameni care erau deja în odină în ziua de sâmbătă, da? Nu ar avea niciun fel de logică. Ultimul argument versetul, din versetul 10 este că intrarea în mântuire intrarea în mântuire este identificată cu odina din ziua sabatului. Fiindcă cine intră în odihna lui, care e odihna? În odihna din ziua din ziua 7 în care Dumnezeu s-a odihnit, în odihna pe care au pierdut-o generația mozaică, în odihna care a fost propusă de David generației lui, în odihna care este astăzi dată generației mesianice. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Putea să spună foarte simplu din nou autorul aici. Domnule, lucrurile sunt clare. Ce a făcut Dumnezeu în ziua sabatului? S-a odihnit, nu mai muncit. Bun, și voi nu mai munciți el nu el spiritualizează toată lucrarea. Un adventist ar, ar, ar discuta sau un sabatarian, l-ar lua pe autor de gule și ar spune, bă, tu n-ai înțeles nimica din ziua sabatului. Tu nu ai înțeles mica din ziua sabatului. Ziua sabatului, ziua sabatului, mântuire, mântuire, mântuire domnule. Asta i spune un adventist sau un sabatarian apostolului care a scris cartea aceasta. Pentru că el știți ce face? El ia ziua în care, pe care Dumnezeu a instituit-o, o zi din săptămână, ziua șaptea, și el spune, acolo e vorba despre mântuire, despre o mântuire. Și îi spun, nu e vorba despre, nu e vorba să ții ziua de sabat. De deci ce s-ar lua de gură cu el. Autorul spune altceva. Autorul spune, cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. În caz că ai ratat până acum, îți spune din nou, odihna despre care se vorbește în ziua a șaptea în care Dumnezeu s-a odihnit, nu este vorba despre odihnă într-o zi temporar vorbind, deși a fost asta atunci, ce în esență este vorba despre o dignă duhovnicească, despre o dignă mântuirii. Să ne grăbim, dar să intrăm în o dignă aceasta. Să ne grăbim, să ținem sâmbătă, nu trebuie să te grăbești să ții sâmbăta, că sâmbăta o să vină la timpul ei, n-ai ce să te grăbești. Nu să ne grăbim să intrăm în odina mântuirii. Asta este odina aceasta care a fost pregătită de la creație, care a fost dată tuturor generațiilor de evrei la pe care ei au, prins -o pentru că, au respins-o, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Deci, intrarea în mântuire este identificată cu odina din ziua sabatului. Tot pasajul arată ce este sabatul acesta. În concluzie, în concluzie, în seara aceasta, Dumnezeu ne face această chemare și nouă chemare foarte serioasă. Să nu ne pierdem în chestiuni care țin de timp, în chestiuni fizice. Dumnezeu nu ne, cheme numai, ne cheamă să le nevim. Să știți că mulți oameni asta au înțeles din ziua de odină. Dumnezeu nu la asta ne cheamă. Dumnezeu ne cheamă să înțelegem că El în ziua a șaptea a sfințit această zi pentru că s-a uitat la toată lucrarea creației pe care a făcut-o și pe care a dat-o în, în administrarea omului, s-a bucurat de ce a făcut, a fost satisfăcut de ce a făcut a fost împlinit în ce a făcut, a fost pace, liniște, odihnă și l-a chemat pe om să fie parte din această odihnă a lui. Iar Adam împreună cu noi toți, pe rând și toți la oaltă, au dat cu piciorul în odihnă asta. Și când păcătuim nu facem decât să facem exact ca tatăl nostru Adam. A dat cu piciorul în odihnă aceasta. Și de mii de ani de când omul a căzut în păcat, de mii de ani de când omul a căzut în păcat, omul hoinărește în lumea aceasta și fuge după o dină spirituală. Cum ziceam dimineață, două moduri în care omul fuge după o asta. Omul fuge fie prin libertinaj, își permite o grămadă de plăceri, numai să găsească fericirea, satisfacția. Orice ateu, orice agnostic, orice om religios, în sufletul lui are o căutare după o dignă. Un om se sinucide pentru că nu mai suportă viața asta și vrea să o odihnească odată. Din nefericire pentru el nu se va odihni, ci va fi neodihnă veșnică. Dar toți în inima lor au pus de Dumnezeu dorința aceasta după șalomul grădinii Edenului, după pacea de acolo, după satisfacția de acolo, pentru care ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu a pus în ADN-ul nostru spiritual dorința să ne odihnim în Dumnezeu. Și nu ne vom odihni până ne ajungem la Dumnezeu. Dacă fug în plăcerile lumii acestea, chiar sunt când sunt credincios. Și mai cred minciunile și filozofiile lumii acestea. Că dacă mai câștig ceva, că dacă mai ajung la nu știu cine de că dacă mai fac nu știu ce șmecherii, o să ajung în sfârșit și să fiu satisfăcut și împlinit dacă am urcat undeva, dacă am câștigat ceva. De multe ori suntem și noi înșelați de lucrul acesta. Îți libertinajul. Să-ți permiți o grămadă de lucruri. Plăcerile de o clipă a păcatului ca să-mi dea o digna sufletului. Și nu-ți o vor da. Și nu-ți o vor da. Fie că este vorba de consumarea plăcerilor păcatului la o cantitate mare încât noi facem un scandal în seara asta și ne distrăm cu o viață avem și dimineața îți vomiți ficațe. Dacă ție ți se pare aia odihnă, îmi pare rău, prietene, dar ești total dezaxat. N-ai nicio treabă cu realitatea. Sau consum plăcerile păcatului într-o măsură așa moderată ca să fii un om moral. Da? Și ai o, o, clipă de plăcerea păcatului, încă o clipă, încă o clipă și pai să ai o viață tare frumoasă. Dar în ultimă instanță este aceea, aceeași căutare din lăuntru după o pe care numai Dumnezeu o poate da. Sau poți să fii un legalist. Ori un legalist ortodox, ori un legalist baptist, ori un legalist pendicostar, ori un legalist adventist care spune, eu țin lucrurile astea, eu fac lucrurile astea, m-am născut în familie de pocăiți, am mers la orchestră, am mers la fanfară, după aceea am mers la cor, după aceea nu m-am mai dus cei drept, că m-am căsătorit și n-am mai avut timp, dar cel puțin am mers la biserică când am putut, m a rugat, când am putut că o veni pruncii, am mai dat și din banii mei, am avut și plic de zecioală la o biserică în care am mers, n-am dat eu zecioală, dar am avut plicul de zecioală și am dat cât am putut. Mă, în mare parte am ținut rânduiele, n-am făcut scandaluri, n-am făcut de rușine pe Dumnezeu, eu sper că Dumnezeu nu! Dacă ai mai și construit vreo biserică sau ai participat acolo, deja ești mesereaș. Ce o să zică Dumnezeu despre tine? Și știi ce e interesant? Nu ești dignit, Nu ești odihnit. Sau s-au promis alții nu știu ce experiențe care o să te aducă nu știu în ce stare de odihnă și de bucurie și de pace și ai ieșit de acolo și ai fost togol. Togol. Nici libertinajul, nici păcatul, dar nici religia și legalismul nu pot să ne dea odihna sufletului. Odihna sufletului ne-o dă doar Domnul Iisus Hristos, pentru că la crucea de la Golgota a plătit pentru păcatele noastre. Și când primești vestea mântuirii și când ți se spune în fiecare duminică vestea mântuirii, este cea mai grozavă veste. Conștiința ta se vindecă de fiecare dată când reprimești sau... Regândești mesajul Evangheliei. Iisus a murit pentru păcatele mele. Conștiința se vindecă prin sângele Domnului Iisus Hristos. Iisus mi-a garantat mersul în lumea aceasta. Așa că în ciuda necazurilor, suferințelor, pierderilor, ai o dignă sufletească. Și oamenii din lume se uită la tine și spun, niște nebuni, sunt niște oameni ieșiți din minți. Ce au și spus despre creștini. Au și spus în toate timpurile despre creștini adevărați care au trăit radical pentru Dumnezeu. Pentru că ei erau odihniți, pentru că Dumnezeu ne-a dat odină, pentru că Dumnezeu i-a ancorat de cer, i-a ancorat de realități transcendente. Da? Odihna din sufletul lor n-a putut să fie jefuită din nicio circunstanță exterioară. Și suntem odihniți pentru că ținta noastră este singură. Și suntem odihniți pentru că cel care merge înaintea noastră, el merge sigur înaintea noastră și toți patrulează în jurul lui și după el și îl urmează pe el, pentru că Duhul Sfânt îi face să urmeze pe el. Ținta noastră este singură, sigură. Casa noastră este pregătită. Finalul, din perspectiva lui Dumnezeu, este stabilit și iese al nostru. Suntem așezați în locurile cerești și ne odihnim în realitățile acestea transcendente. Doctrina aceasta a mântuirii are un efect curativ, preventiv, sfințitor pentru toți copiii lui Dumnezeu. Doctrina, teoria asta a mântuirii. Pentru că prin ea, ei sunt vindecați din nou în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi și se intensifică această odihnă în care au intrat prin Domnul Isus Hristos. Haideți și în această seară să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru odihna mântuirii și să vedem din ce, din ce direcții satana presează împotriva noastră, fie cu păcatul, fie cu legalismul, chiar dacă suntem credincioși, să tindem într-una dintre astea două direcții și încearcă să ne jefuiască de odihna pe care ne-a dus-o Hristos. Odihna asta este foarte scumpă. Nu dați sabatul duhovnicesc pe lăturile și roșcovele lumii astea. Nu intrați într-un într drum din ăsta legalist chiar într-o biserică calvinistă. Spune, pentru că sunt calvinist, pentru că țin doctrina asta a mântuirii, sper că Dumnezeu o să mă... Nu, nu o să te pentru asta. O să te dacă ești intrat în mântuirea lui Hristos. Asta e singura, singura opțiune, singura variantă pentru noi. Singura variantă pentru noi. Să ne dea Dumnezeu puterea să prețuim această odihnă a sabatului în care Hristos ne-a adus și în care rămânem pentru totdeauna. Amin. Amin. Dacă ești în locul ăsta și ai auzit despre odihna sabatului și nu ești mântuit sau ai fost un legalist până astăzi, indiferent că ai ajuns să fii parte din Biserica asta sau nu ai ajuns să fii parte din Biserica asta, chemare e foarte simplu. Încrede-te numai în Domnul Isus Hristos. Depinde numai de El. Dar ce să fac? Ideea este să nu faci și să crezi. Da? Dacă Dumnezeu ți-ar fi stabilit nu știu ce lucruri pe care să le faci, spui prea greu, eu nu pot să le fac. Nu, crede în Domnul Isus, încrede în El. Depinde numai de El. De fapt, credința este să te prăbușești la picioarele Domnului Isus, să spui singura mea opțiune, singura mea șansă, Doamne, fă ce vrei cu mine. singurul care face Hristos cu tine și cu toți cei care au venit la El și au fost trudiți și împovărați, a fost să le dea odina sufletelor. Să-i ducă în adevărata odihnă de sabat 아멘